conchete cum era mai. Da, nu lipsa conchete. Eu? Eu am văzut și unul era pe la Steaua 23 August. Aveam terenurile la 23 August, la stadion, lângă școala 23. Terenul de scură și terenul de iarnă. Când ați luat atunci campionatul cu Steaua? Ce? Ați fost pe stadion? Da, bineînțeles. Cum dar nu mi-a lipsit niciun meci. Eram aici, că stau la certe de meci. Cum era lumea atunci? Cum? Băi de mine. Era încântat, îți dai seama. Sau urziceni în orășel, în Târguleț, să joci cu Steaua Rapid, cu poliție, jandari, că veneau ăia de acolo. Am văzut nebun. Imagini la meciurile cu Steaua, cu Dinamo, rămâneau oameni cu bilet afară. Da, normal că se umplea totuși pe scări peste tot și era mai de mine. Vă pare rău acum când vă gândiți? Nu că îmi pare, aș vrea. Aș vrea. Dar nu cred că se mai poate. Nici nu măcar Liga a doua, a treia. E mai bine, în a doua, dar bănuiesc că nu sunt bani. Nu-i posibilitate. Pe Dan Petrescu mai urmărit acum? Da. Vă place? Da, era nebun. Deci înainte sub asta, aici stătea el. Îngheța oia după tele. Galamaz, toți. Ce să faci? Asta e. Da. Bun. Vă mulțumim frumos. Cu plăcere, tată. Să fiți sănătoși. Și... Hai unirea. Da, hai unirea. Dați mai departe, da?